Ia-ți ți-am spus să nu bei, ne-ai promis, te-ai îmbătat. Știi că alcoolul, știi că pălinca nu e o soluție? Știu, mami, nu e o soluție, dar e un lichid. E un lichid bun și care îți dă curaj. Alcoolul nu este o soluție, cafeaua este. Cafea e o soluție. Dom'le, când n-ai chef de nimic, când ești așa posomorât de la atâtea probleme, de la atâtea zvonuri, o cafea și te pui în mișcare și gândești cu mintea ta. Cafele am primit săptămâna asta de la Marius, de la Mariana, de la John din America, de la fostul meu elev Ciprian și vă mulțumesc. Acolo pe buymeacoffee.com/Nicu Bendea, acolo se primește câte o cafeluță. Să trăiți și vizionare plăcută în continuare. Noi ciolan să avem ciolacu. Au căutat pesediștii un colac de salvare și au găsit un ciolac de salvare în persoana lui Marcel Ciolacu. Celebru, dar cine e Marcel Ciolacu? O tânără speranță a PSD-ului, crescut de baronii locali, iubitor de animale. Ați văzut că era la vânătoare cu Omar Hayssam și împușca mistreți, ci că face parte și dintr-un ordin masonic acolo la Buzău. Ei nu folosesc la ceremonii săbii să bat peste umeri cu cârnați de pleșcoi. Marcel Ciolacu, deci, baronetul șefia PSD-ului a trecut în Teleorman în Buzău. Dă cât un pas făcură ăștia, un pas făcură. Da, la auzul știrii, Gabriela Fila a început să lăcrimeze. Gabi Firea a lăcrimat. Presim că voluntar nu o să mai fie pelerinaj, nu o să mai meargă voluntarie în pelerinaj la moaște, să uită la doamna Firea cum plânge. Da, plânge. Bucureșteni, conectați-vă caloriferele, Elcenu, alo, puneți acolo țevile la lacrimile doamnei Firea ca să se încălzească un pic și sectoarele afectate de frig în București. Doamna Dăncilă, un pic retrogradată, a mers la organizația de femei a PSD, probabil ca să le învețe cum să țină piept la 7 bărbați deodată. Iar Iohannis a primit ieri o pagaie, marele campion Pațaichin a fost decorat, și a dat domnului Iohannis o pagaie, că dacă era doamna Dăncilă la Cotroceni, primea o tigaie. Domnul Iohannis a mulțumit și a zis că va lua pagaia cu el în Florida să se apere de crocodili. În România rămân rechinii, Orban, Turcan, Rareș, Bogdan. Cum era, bă, aia? Cum era? Liberalilor, în 30 de zile tăiem pensiile speciale. Și voi ce ați făcut cu prima măsură? Ați tăiat 2 miliarde de lei de la educație? Nu suna bine. Prea multe pretenții au femeile de la bărbați. Vom să fie bărbații 3 în 1. Să fie Superman, să le rezolve orice problemă, Spider-Man, să le ia toate clasele, și Zenovezi de la Banca Transilvania, care să le plătească. Uitați-vă la noi, dragi, pe cuvânt, uitați-vă la noi! Noi pișăm colacul de la vecii, de unde atâtea pretenții? Încă o veste tristă, încă o știre negativă, să plângem, să bocim și să fim lângă Bianca Drăgușanu, care divorțează după 3 luni de la căsătorie. N-a mai putut suporta bătăile. Soțul ei îi administra zilnic câte o mică cafteală. Să-i fie rușine, nu așa te comporți cu o femeie, mai ales de talia Biancai Drăgușanu. Și în general cu nicio femeie nu te comporți așa, măi, animalule, cum ți-ar fi zis Ion Iliescu, și ăla ești. Ce picătura care umplu paharul a fost o înțepătură de furculiță. Efectiv, i-a băgat furculița în mână Biancai Drăgușanu. Frig tare în Cluj-Napoca, dar nu ne lăsăm. Nu ne lăsăm, mai luăm o haină, mai punem ceva pe noi, ne schimbăm garderoba. Că toate schimbările la modă, ați văzut? Și în PSD. Dom'le, dacă nu-i ciolan, să avem ciolacu. Au căutat PSD-știi un colac de salvare și au găsit un ciolac de salvare în persoana lui Marcel Ciolacu. Celebru, dar cine e Marcel Ciolacu? O tânără speranță a PSD-ului, crescut de baronii locali, iubitor de animale. Ați văzut că era la vânătoare cu Omar Hayssam și împușca mistreți, ci că face parte și dintr-un ordin masonic acolo la Buzău. Ei nu folosesc la ceremonii săbii să bat peste umeri cu cârnați de pleșcoi. Marcel Ciolacu, deci, baronetul șefia PSD-ului a trecut în Teleorman în Buzău. Dă cât un pas făcură ăștia, un pas făcură, da,
La auzul știrii, Gabriela Fila a început să lăcrimeze. Gabi, firea a lăcrimat. Presim că voluntar nu o să mai fie pelerinaj, nu o să mai meargă voluntarieni în pelerinaj la moaște, să uită la doamna firea cum plânge. Da, plânge. Bucureșteni, conectați-vă caloriferele, Elcenu, alo, puneți acolo țevile la lacrimile doamnei Firea ca să se încălzească un pic și sectoarele afectate de frig în București. Doamna Dăncilă, un pic retrogradat, a mers la organizația de femei a PSD, probabil ca să le învețe cum să țină piept la 7 bărbați deodată. Iar Iohannis a primit ieri o pagaie, marele campion Pațaichin a fost decorat, și a dat domnului Iohannis o pagaie, că dacă era doamna Dăncilă la Cotroceni, primea o tigaie. Domnul Iohannis a mulțumit și a zis că va lua pagaia cu el în Florida să se apere de crocodili. În România rămân rechini, Orban, Turcan, Rareș, Bogdan. Cum era bă, aia? Cum era? Liberalilor, în 30 de zile tăiem pensiile speciale. Și voi ce ați făcut prima măsură? Ați tăiat 2 miliarde de lei de la educație? Nu suna bine, nu suna bine deloc. O zi frumoasă, fără ruptă la Ciolan, ci fără mult ciolac. Până la urmă, ăștia de la Ciolan au ajuns la Ciolac, mai au un scurt pas și ajung la Colivă. V-am salutat, numai bine. Puneți o haină pe voi! Frig, frig, frig tare în Cluj-Napoca, dar nu ne lăsăm. Nu ne lăsăm, mai luăm o haină, mai punem ceva pe noi, ne schimbăm garderoba. Că toate schimbările la mod, ați văzut? Și în PSD. Dom'le, dacă nu-i Ciolan, să avem ciolacul. Au căutat PSD-iștii un colac de salvare și au găsit un ciolac de salvare în persoana lui Marcel Ciolacu. Celebru, dar cine-i Marcel Ciolacu? O tânără speranță a PSD-ului crescut de baronii locali, iubitor de animale. Ați văzut că era la vânătoare cu Omar Haisam și împușca mistreți? Să vă aud. S-a schimbat ceva? Chestiile astea le spuneam cam în urmă cu un an. S-a schimbat ceva pe plan social? Pe plan politic? S-a schimbat ceva? Nu. Suntem tot noi. Așa că mergem înainte. Sper că aceste videouri cuplate într-un singur, să vă facă weekendul mai plăcut. Nu de milioane, că n-am să vă dau milioane, dar de milioane de zâmbete. Vizionare plăcută în continuare, ne vedem luni. Nu, dar Cluj-i foarte bine, Cluj-i vest, Cluj-i civilizat, un fel de Vienă corcită cât Budapesta, e altceva. Cluj-i alt până ieși în trafic. Zi de zi, câte o știre din Cluj-Napoca. Șofer mort de beat, surprins în trafic. Aici îți dau o chestie, mort de beat. Că mai sunt unii șoferi, pensionari, morți, dar ei nu știu și încă mai comun. Mort de beat. Poți să-l condamn pe omul ăla la cum să circulă în Cluj? Și-o terminat toate postările pe Facebook. Și-o văzut în prietenii, s-o aranjat aici, s-o terminat câcile. Avea o navetă de bere. Ce să facă? Nu-l pot condamna. Șofer prins fără permis la volan pe calea Mănășturi. De ce să-l amendezi? Pe calea Mănășturi încă merg căruțele. Alea au permis? Și când circul și ai 6 la oră, 6 km la oră, nu ești pieton în propria mașină? Serios acum, că-ți vine la un moment dat, pe la 8 seara când merg că te florești, că tu ai treabă în Gilău. Nu-ți vine să ieși din mașină, să scrii acolo pe parbriz, mă vinde, să iei taxi și să mergi acasă. Dar de unde taxi? Am văzut, este cantina primăriei, unde asistății sociali primește câte o plasă plină de mâncare. Când o scoate afară, aprinde o țigară, scoate smartful, halo. Halo, taxi. Auzi tu că n-are taxi, îți vine să strigi, cheamă Uber-ul pizda. Unde să mai zici că locuri de parcări? De unde locuri de parcări, domnule? Te bucuri pe dorobanților când găsești un loc, îți lași acolo mașina și zici, nu, mami, bine, am găsit loc de parcare. Merem în Beclean. Am ajuns așa de stresat cu parcările, că parchez în garaj mașina, mă dau jos și îmi pun numărul de telefon în parbriz, mă. Pățești!
Nu-i mai bine de șoferii mei, că eu sunt din Alba, nimeni nu-i perfect. Șoferii de Alba. Nu mi-o dați. O, lasă, că și acum gravidele mă depășesc și mi-arată. Șofer de Alba, zice că la tine în Alba ai numai un semafor, da mă, dar unde avea vieți o lună? Șofer de Alba. Bă, m-a claxonat o mașină de la pompe funebre. Unde se grăbea, că dacă e mort, e mort, dacă nu e mort, de ce să te grăbești? Șoferii de Alba, cum coboară feleacul, cum îi iau platformele de tractări de la primărie? Turiști în Cluj-Napoca, așa, popcorn, bea, ni, ce fain, ni. Așa e în Cluj-Napoca, pe cuvântul meu. Când zici că e weekend și poți circula, să închide tot centrul Clujului, raliul Clujului. Câștigat de un italian. Să mai închide weekendul următor tot centrul. De ce? Maratonul Clujului. Câștigat de un kenian. Pe cuvântul meu aș face maratonul de blowjob să închid toată calea Turtii. Dar ne frică că și acolo câștigă cineva din Aghireș. Fabrici. Na, frătiuc, pregătit pentru mâine. Da, m-am pus bomeală, hai, nu mă știi. Da, și minciogul. Mă, mi-i plimb por bagajul de scule, ce? Lasă asta, mă, zi. Are balta pește. Sunt ceva peștoaice tinere pe acolo. Că mi-o cam ruginii cârligul de atât a stat, hă? Știi tu, mă, că altfel stă firul întins când e balta nouă. Știu că... Știu că și tu vrei să te scalzi cu viermișorul până alte bălți. Noi, ne auzim mâine. La prima oră am plecat. Cius, serus, serus! Mergi la pești? Da! Ce să fac? Trebuie să merg, că i-am promis la om. I-am promis la om, știi, că ne-a ajutat și el atunci cu remorca. Ăsta e fanatic cu pescuitul și am zis că merg, dar n-am niciun chef așa, mi-i câh, soare, țânțar, nu prinzi nimic. Și te las pe tine acasă și o să fie dor de tine. Da. A trece și asta. Hai să vedem cum ai mers la pești, mama. Hai să vedem. Salut! Vezi că venim astăzi pe la tine. Nicu, nu mai pleacă, nu. Păi nu, că vreau să rămână cu noi, cu familia. Bine. Stai așa un pic. Mami, am plecat! A24 a rezolvat-o! Fă șnițele, că vin! Nu știu când! Auzi la el, șnițele! Mersi din suflet! Cu plăcere, drumul bune! Thank you.